Dar ce ai făcut atât? Ți-ai luat, ți-ai luat mașină nouă? Asta nu e mașina mea, asta e mașina ta. Așa cum ești tu, un super băiat, așa și tati ți-a luat super mașină. Ia zi, tată, ce zici? Doamne, nu pot să cred, mă, tata, uite, așa ceva. Uite, în piele, frumos. Poți să dau o tură cu ea? Te rog frumos, e mașina ta. Uite-te și tu cum face. Lasă-l, mă, că e și lui drag. Ce vrei, e tânăr. Într-adevăr, este un cadou scump, dar deocamdată ne permite. Deci jur, nici dacă ne-am fi vândut casa ai mei, nu și-ar fi permis. Mamă, ia uite cât prinde, 260, îi dau talp acum. Vlad, pe bune, mi-e frică, pe bune, mi-e frică. Vlad, tu ești chior? Dacă moare, tu îți dai seama ce se întâmplă? Doamne, ferește, că dacă moare, știi. Marina, hai deschide ochii. Sunt tatăl tău. Hai, hai, te rog. Hai, mișcă mâna puțin. Mișcă un pic, mișcă ceva. Hai, te rog. Ce ne face, Maria, dacă moare, tu îți dai seama? Mă, ce d***u vorbește aiurea? Cum să moară, mă? Să-ți îngrop copilul la 20 de ani. Doamne, ferește. Până la urmă, e viața fetei mele în joc. Banii cumpără sau nu cumpără orice? Cu siguranță, părerile sunt împărțite. Cert este că cei care au mulți, mulți bani, au și putere, au influență, pot ridica sau pot distruge destine. Iar ei, din păcate, în multe cazuri, ar putea rămâne de neatins atunci când ar trebui să plătească. Astăzi vom fi martorii unei povești care ne va arăta cât de fragilă și de neînsemnată poate deveni o viață în fața unor nedreptăți. Marina și Vlad sunt tineri, sunt studenți și se iubesc. El provine dintr-o familie cu tradiție în avocatură, ea dintr-o familie mai modestă, dar asta nu pare să fie acum o problemă. Revenind la părinții lui Vlad, doamna și domnul Niculescu, trebuie spus faptul că ei au mare încredere în băiatul lor și îl răsfață cât pot ei de mult. Și pot mult. Asta e super! A? Super! A, mai zic și eu, îți dai seama cât o să se bucure! Normal! Super! Stai așa, iubitul lui mama. Băiatul nostru. Păi da? Ai un băiat avem, ce Dumnezeu. Uh-huh. Da, îmi place. Ai avut o super idee, nu degeaba te-am și tot pistonat. M-am tot gândit ce să iau. Da, frumos, îmi place. Da, și 60.000 de euro. Te rog. Te rog frumos, pentru băiat nici se pune problema. Nu, am zis și eu, n-a, că n-a fost chiar nimic tot. Îmi place, lasă că merită, că un băiat ca al nostru, pe bune. Își vede de treabă, învață, merge, o să ducă afacerea mai departe. E ascultător? Da, da, nu. E cu minte, Adrian, față de alți copii, dar e super. Vlad este un copil deosebit, nu că este copilul meu, dar merită tot ce este mai bun. Și dacă ne permitem, de ce să nu o facem? Este un copil cu minte, un copil care ascultă, care merge, își vede de studii. Deci ăsta e viitorul lui. Și noi o să-i fim alături tot timpul. Asta e foarte clar. M-a lăsat fără grai mașina asta. Ei, lasă că prima dată te-am lăsat eu acum 20 de ani fără grai. Lasă mașina, asta e băiatului. Norocosul de mine. Dar ce ai făcut atât? Ți-ai luat mașină nouă? Ia ghici. Nouă, ce mașină nouă? Asta nu-i mașina mea. Vreau să spun că ți-ai luat casă. Ia ghici. Asta nu-i mașina mea, asta e mașina ta. Băi, da, tata, eu nu cred așa ceva. Hai de mă, ce dai cu mama. Da. Ce e azi, mama? Ce să fie azi? Nu zic ca oricare altă. Ce zi să fie? Ce credeai? Că eu uite ce-am plătit acum 20 de ani, ce surpriză mi-a făcut maică ta. Ce-ai făcut? Pe tine, m-a ajutat Dumnezeu, da. Uite. Și am zis pentru tine că meriți, ești băiat ascultător. Uite, Vlăduț, dar să fii același băiat ca până acum, mama, să-ți vezi de, știi tu, da, carte, da, mergem da, înainte, da, afacerea trebuie să meargă înainte. Vlad,
familia Niculescu, da, are un renume. Era și după mine, și... nu mai mă duceam la facultate. Lasă-mă trebuie cu ce ai tu în cap. Tu, la noi e o tradiție în familie și trebuie să... Firma rămâne a ta, cine se ocupă? Vrei să angajezi pe cineva să se ocupe, să preia afacerea? Tu ce ai de făcut? Nici nu se pune problema. Trăi frumos afacerea, îți trăim dreptul și te ocupi de firmă tu. Că nu o să stăm noi 100 de ani la firma aia. Oprei tu că o să fie a ta. Suntem avocați de 3 generații. Deci pretenția mea este să continue ceea ce se face la noi în casă. Iar eu ce vreau să se facă în casă, asta se va face. Nu am decât pretenția asta. În rest, eu îi fac toate plăcerile. Nu cred așa ceva. Hai, deschide, ai curaj, hai, fă-ți curaj, că ia în 3 ta, secunde, suta la oră. Nu dar se atent, poate da? Așa ceva. Uite, tată, tu vei ști aici, ia stă așa. Ah, mamă. Ia zi, tată, a? Ce zici? Doamne, nu pot să cred, mă, tata, uite, așa ceva. Uite, în piele, frumos. Dar da? E super comod, e incredibil. Masaj, când vrei, bagă, îți bagi un masaj frumos, da? De toate. Nu? Mamă, ce și bor frumos, clasic, elegant, cu lemnare, e minunat, minunat. N-am... Cameră 360 de grade, se vede tot. Dotată, super dotat. Full. Super. Bun, e full mașina asta. Tot ce-ți dorești ai la ea. Așa cum ești tu, un super da? Băiat, așa și tati ți-a luat super mașină. Normal că trebuie să-l răsfăți. Este copilul nostru, are 20 de ani și mi se pare firesc și normal să-i fac un asemenea cadou și o asemenea bucurie. Lada, ascultă-mă un pic. Mașina e foarte puternică, 3000 de centimetri. Vezi cum bași piciorul în accelerație. Zboară odată. Adică nu i-a apăsat și eu ca disperatul, noi... Bine, nu-ți dai seama că ia 100 de kilometri la oră în 3 secunde, nici nu-ți dai seama. Înțelegi? La viteza aia, frâna, când o pui, chiar dacă o pui destul de bruscă, distanța de frânare e mai mare la o viteză mare. Da, mare știu atenție, și eu da? Că nu sunt așa. Ascultă-mă pe mine că am experiență în condus. Am atâția ani de condus, da? Da, am înțeles. Mare nu atenție, mai dă te rog frumos, da? Bine, am înțeles. Ok, o să merg cum trebuie. O să merg frumos. Poți să dau o tură cu ea? Te rog frumos, e mașina ta. Mulțumesc. Ai grijă, mama. Ai grijă, ai grijă. Uite-te și tu cum face. Uite-te. Uite-te și tot. Parcă i-am spus să o accelerez. Băi, nu se poate. Ce vorbim și ce facem? Lasă-l mă, că e și lui drag. Ce vrei, e tânăr. Și tu ai avut 20 de ani. Asta e. Sunt convinsă că unii poate mă judecă, că i-am făcut un astfel de cadou, dar pe mine nu mă interesează ce spune lumea. Băiatul meu merită și chiar merită tot ce e mai bun și dacă avem posibilitatea, de ce să nu o facem? Într-adevăr, este un cadou scump, dar deocamdată ne permite. Cu fundele încă prinse de oglindă, prima destinație a lui Vlad în noua lui mașină este strada pe care locuiește într-un apartament la bloc, iubita lui Marina. Nici nu se putea altfel. Alo? Ce faci, Marina? Auzi? Hai, vino și tu până jos, să ieșim și noi la un suc. Lasă-mă, băi, te ocup mai târziu de astea. Vino până jos măcar, hai. Mai târziu, mai târziu, hai, ieși până jos întâi, hai, că e ziua mea, știi și tu, vreau să te văd. Bine, bine, hai, te pup, te aștept. Hai. Frumos cadou la 20 de ani, merită admirat. Iar pentru un tânăr, ce poate fi mai frumos decât o plimbare cu un bolid de lux alături de iubita lui pe o vreme însorită, exact în ziua în care împlinește 20 de ani? Viața poate fi frumoasă, nu-i așa? Cu condiția să te bucuri de tot ce ai, dar cu puțină precauție. Deci este superbă! Îți place? Chiar e super norocos că ți-au făcut ai tăia cadou ăsta. Deci jur, nici dacă ne-am fi vândut casa ai mei, nu și-ar fi permis. Dacă ai mei două case. Două? Case pe care este super. Dacă ai mei își permit, eu de ce să nu am? Da, chiar ești norocos. Știu. Dacă vrei un masaj mai târziu, scaunul ăsta cu masaj. Te sigur că vreau, de-abia aștept. Și dacă ai vrea să încercăm și canapeaua din spate mai târziu. Nu fac asta. De ce? Ce să fac? Nu mai chema la o tură. Am că sunt geamul fumurii, nu ne vede nimeni. Du-te mă de aici că nu fac asta, termin. Aici, să mă vadă toată lumea. Nu te vede nimeni, sunt geamul fumurii. De ce nu? Zis că mă faci o tură. Ba da, te fac. Când? Chiar acum. Hai.
Mamă, ia uite cât prinde, 260, dau talpa. Vlad, nu-și mai încerc. Vlad, băbune, mi-e frică, băbune, mi-e frică. Vlad, tu ești chior. Hai, nu fi așa panicat. Stai liniștită, doar nu te spun. Vlad, ai viteză, băbune, ești chior. Vlad, 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 Vlad. Teribilismul, inconștiența, aroganța, lipsa de experiență, toate la un loc au dus la producerea unui accident. Conducând cu mare viteză, Vlad nu a acordat prioritate, iar urmarea este un accident grav. Marina a fost rănită serios și este în comă vecheată de tatăl ei. Vlad a fost mai norocos și a scăpat doar cu câteva mici contuzii. Vlad, ce faci? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Unde te-ai lovit? Ce s-a întâmplat? Nu dispera, nu dispera. Noi suntem alături de tine, deci stai liniștit. Stai liniștit. Ușor, liniștește. Adrian, îmbărbătează-l un pic. Care nevoie de stai liniștit, te rog eu. Am nemurăcit o dată. Stai că se rezolvă totul. Hai, ușor. Hai, răbdare, ușor, nu te enerva. Liniștește-te. Ce s-a întâmplat? Spune și mie. Cum s-a întâmplat? Adună-te un pic. Eram la volan și... Încet, 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 te rog eu, și... te rog eu, stai liniștit, da? Explică-mi. Se poate. Nu mi-am dat seama că e atât de sensibil la accelerație. Aveam cedează trecerea, am apăsat prea mult pe accelerație. Eu ți-am zis că e o mașină puternică, mare atenție, nu ți-am spus, tată. Dar altă tu mi-ai zis, da, da. Eu am crezut că îi fac o surpriză, o bucurie, că ziua lui de naștere. Ia la mașină, puternică. Ce să fac? Nu mi-am dat seama că el e un puș teribilist, dar m-a influențat că toți colegii de facultate au mașini frumoase, puternice, străine. Vorba aia, băiat de avocat, puteam să fiu mai prejos, i-am luat mașină puternică. Dar el... Hai, lasă. Și? Am intrat în intersecție și din dreapta a venit o mașină și a lovit exact partea cu ea. Și acum nu știu dacă o să mai poată să mai meargă. Am auzit ce vă dau între ei. Am vorbit și eu cu doctorul, dacă e, nu e nicio problemă, nu e ceva foarte grav. Nu se face probleme. Tu mai e plină de sânge, era inconștientă. Se spală și sângele, nu-i problemă, se rezolvă totul. Vlad, noi suntem alături de voi. Deci când m-au sunat cei de la poliție, am înghețat. Mi-a înghețat sângele în vene. Deci simt că mor, pentru că este singurul meu copil. Dacă murea. Am vrut să-i facem o surpriză, dar dacă, ferească Dumnezeu, murea copilul, ce făceam? O să se rezolve. Marina o să fie bine. Ai încredere în noi. Ai încredere în tata și ai încredere în mama. Deci noi rezolvăm tot. Nu-ți crea tu probleme. Important e că ești bine cât de cât. E normal să fii traumatizat. Mai te... Nu rocit, stai liniștit, ai mai lovit în altă parte? Nu, e doar aici, lasă-mă pe mine. Sigur. De ea, da. Tata, sigur. De tine vreau, în primul rând, pe tine vreau să te știu bine. Eu știu. Vedem, rezolvăm și alte probleme. Nu-ți face tu probleme. Tu ești copilul nostru. Cel mai prost om după fața pământului. Mă, așa, te rog, liniștește-te. Hai mai încet, dacă este la spital. Nu te potolești? Liniștește-te și o să rezolvăm, da? Tata rezolvă, da? Deci te rog eu. E vorba de... Ai încredere în mine, da? De moment. Da? Da. Hai. Da? Deci a fost un moment. O să vorbim, vedem, o rezolvăm, da? Nu scria, deci nu-ți crea probleme. Nu-i vorba, n-ai fost prost. S-a întâmplat, da? I se poate întâmpla un pui, Adrian, îi se poate întâmpla un pui. Ce să mai... Sunt terminat. De data asta chiar am comis rău de tot. Am nenorocit-o și pe ea. Am nenorocit și pe ai mei. Și pe ei. Nu știu cum o să o scol la capăt. Doresc doar să se facă ea bine. Eu n-am pățit nimic. Părinții mei să-și fac griji pentru mine, dar eu nu mai pot de ea. Eu nu mai pot ce am făcut. O iubesc atât de mult și... Dacă aș fi lăsat-o în pace când a zis ea, nu vin. Să zic bine și să plec. Dar aroganța mea, prostia mea... Marina... Hai, deschide ochii. Sunt tatăl tău.
Hai, te rog, hai, mișcă mâna puțin. M-au sunat cei de la poliție. Mi-a spus că de fata mea e în spital. Nu știu. Mi s-a spus că e legumă, nu știu ce o să se întâmple. Sunt terminat. Eu te iubesc, sunt tatăl tău, Marina. Marina, o să fie bine, hai, te rog. Hai, Marina. Hai, puiul tati. Hai, te rog. Tati e cu tine, aici. Nu te părăsește, tati, Marina. Nu trebuie să disperi. Deci totul se rezolvă. Mașină și mașină. Las-o, d***că, de mașină. Păi pe mine mă interesează tată mașina când e vorba tu să fii sănătos. Dragă, mama. Ce Dumnezeu, mă faci, nu știu, uite că m-ai emoționat, pe cuvântul meu. Haide, te rog eu frumos. Rezolvați, dacă moare. Nu, moare. Dacă moare, dacă se mai trezește, era inconștient, ea nu și-a revenit nici acum. Gândește pozitiv, gândește pozitiv. Poate a leșinat, s-a speriat, e normal. Poate ea sânge, tată. S-a lovit normal că e acolo și sânge. Și tu când te tai un pic că scurge sânge, stai liniștit, nu-ți face. Ai încredere în tata. Da? Da, o deci tata tata se ocupă, spune-o, indiferent. Spune-o, sigur, o rezolv eu. Stai rezolv, dar moare ce fac? Nu, lasă-mă pe ce moare, tata. Mai gândi așa, mă, gândește pozitiv, mă, băiatul, ce Dumnezeu. Da, tu vezi, este treaba ta. Și la moarte, și la... Ne gândim noi. Măi, băiatule, nu e vorba de nicio moarte aici. Noi am primit câteva informații că nu e chiar atât de grav. E normal tu să vezi astfel lucrurile, pentru că tu ai trăit evenimentul, Vlad. Înțelegi? La noi nu este primul caz de genul ăsta. Acum noi suntem implicați pentru că tu ești copilul nostru. Este altceva, mama. Dar stai liniștit. Acum, e firesc. Liniștește-te. Deci, o să treci peste asta. Da? Stai liniștit, da? Te rog, tu nu-ți crea probleme. Dacă te iubește, mișcă un pic, mișcă ceva. Hai, te rog, fata tată. Că mă auzi, strânge-mă de mână. Hai, te rog. Hai, fii cu mine. Fii aici, cu tati. Hai, Marina. Hai, o să mergem acasă. Îți promite, tati. Ai curaj. Tatăl nostru, care ești din ceruri, ținească-se numele tău. Fie voia ta, făcă-se împărăția ta, cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre. Păi cum și noi, iartăm greșiților noștri. Marina, hai acasă, hai puiul meu, hai cu tatea acasă împreună, hai fata tate, să-ți gătesc ceva, să fii cu tate împreună, mă lăsa singur, ești fetița mea. Hai să mergem acasă, hai te rog. Nu pot să plec acum. Adică până... Nu pot să plec, până nu se trezește Marina, nu plec. Nu, lasă-i să ne trezește. 3-4 zile aici dorm dacă e nevoie. Cum să dorm? Ce tu... Nu, aici, nu, stai să spun ceva. Acum ești emoționat și ești puțin bulversat. Mergi acasă, stai, te odihnești, te liniștești, da. Și venim, uite, mâine să mai vedem ce mai e cu mâna. La doctor aici, întrebăm și de Marina. Te rog eu frumos. Deci, cum trebuie să venim cu tine? Nu plec. Deci nu plec. V-am spus, Vlad, nu plec. Cu... ce faci aici? Ce poți să faci? Cu ce o poți ajuta? Păi cu ce o poți ajuta? Sunt aici lângă ea. Te duci la ea, Vlad, și poți să vezi? E vina mea că ce s-a întâmplat. Ea nici măcar nu ar fi venit cu mine dacă n-aș fi insistat. Vlad, trebuie să stau aici până știu măcar că e bine. Până am un răspuns că e bine. Mă, tu nu poți să ajungi cu nimic dacă stai aici la spital, mă, băiat. Mă, nu știu eu că e bine, nici acasă nu m-a simțit bine. Aș fi nebunit să plec acum, să nu știu, da, ce se întâmplă. Dar asta este de durată, mama. Iar am înțeles că totuși tăicăsul sau cineva din familie este cu ea. Cinstit, are nevoie de familie acum, nu de tine. Și impactul când o să dai, nu știu, face-to-face cu cine e acolo. Gândește-te și la treaba asta. Da, și asta tu ești după o traumă. Puțin. Măi, băiatule, uite care-i treaba. Tu mergi cu noi acasă.
Fără comentarii. Dacă te vede taică-su și ies niște discuții, nu e bine. Lasă-ne pe să noi. Să vorbesc eu întâi, da? Păi. Te rog eu frumos. Haide, ascultă-l pe tata și pe mama. Hai. Da? Da? Și mergem acasă, hai, ne liniștim, venim mâine aici să o vedem pe Marina, vorbim și cu părinții. Vlad! Să rezolvăm totul, da? Ne ocupăm. Bine, de am somn. Înțeles. Am plătesc înțeles cu asistentă, nu e niciun problem. Ok, am înțeles, dar vreau să mai văd odată înainte să plec. Mă lăsați să mai văd odată, ne vedem jos. Promit că vin. Să nu ne întoarcem. Da. Da? Da. Hai, bine, te rog. Suntem alături de tine, da, hai. 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 Vă mulțumesc. Da? Te așteptăm, da? Să nu stai prea mult. Singurul lucru pe care îl doresc acum este să se facă bine, mă rog la Dumnezeu să se facă bine. N-aș putea să trăiesc cu gândul că am omorât un om. Rog, mișcă, mișcă mânuța. Mișcă mânuța. Hai, tata. Aș dori să... Te rog frumos să ieși afară. Te rog frumos să ieși afară acum. Totul s-a întâmplat din cauza lui Vlad. Normal. I-a luat asta o mașină de fițe, de zeci de mii de euro. Își permite. La 20 de ani, puși la ma, își permite să conducă o mașină. Și mi-a băgat fata în spital. Auzi, Adrian, știi la ce mă gândeam? Nu-i ferească Dumnezeu, da, dacă Marina moare. Dacă moare, tu îți dai seama ce se întâmplă? Deci nici nu, păi... Auzi, bine, există posibilitatea asta, dar... Doamne, ferește, că dacă moare, știi cum se încadrează. Ucidere din cur. E băiatul meu și trebuie să fac totul pentru el. Să rezolv problema asta. Omul șomalizez, îi fac ce, nu știu, cu banii, faci orice. Ce facem cu băiatul? Se duce totul de rău. Nu, asta nu trebuie să se afle mai departe. Vai, să facem ceva. Tu-ți dai seama, s-a nenorocit firma. Cine mai... Băiatul, și... avocatul și avocata cu tare implicat. Îți dai seama, ziarele astea, că o să scrie. Nici nu vreau să mă gândesc. Trebuie să... Nu știu, o să văd în așa fel, să iau legătura și cu familia lor. Am înțeles că taică-sul mai sărăntoce așa. Nu prea au bani. El lucrează, maică s-a plecat, nu știu, pe unde. Nu avem așa șansa să... Le dau 10.000, încerc cu 10.000. Nici o problemă asta. Dar cu poliția trebuie rezolvat. Vorbesc la spital, Adrian, trebuie rezolvat. Vorbesc. Vezi ce mai are pe lângă picior, pe lângă nu știu ce mi-au mai zis ăștia că... Vorbesc și la spital. Deja am vorbit cu cineva. Plătim așa, dacă o mutăm în altă parte... Da, trebuie undeva, într-o rezervă ceva, într-un spital, să nu se știe, să se afle mai departe. Asta e. Ce facem? Cine face, Adrian, dacă moară? Tu îți dai seama? Dar, mă, ce cu vorbește aiurea? Cum să moară, mă? Mă, dar tu te pui și în situația părinților ei? Ai, da, nu, pe bune acum. Da, și tu ai copil. Ea și înțelege cu oră. Să-ți îngrop copilul la 20 de ani. Doamne ferește, băi, știi ceva? Mai puțin mă interesează de copilul meu. Hai că e, hai da, că ai început să... Hai să mergem, hai acasă. Da, mă, dar stai că... Hai, liniștește, hai. Gândire cinică de avocați. Soții Niculescu sunt unși cu toate alifiile, căliți în procese grele, cunoscători ai procedurilor și ale tuturor tertiburilor. Acum ei au un singur scop, să-l scoată basma curată pe Vlad. A trecut o săptămână de la accident, timp în care tatăl ei nu s-a mișcat de lângă patul Marinei. Părintele s-a rugat neîncetat și iată că cineva acolo sus l-a ascultat și fata lui dă semne că își revine. Tata? Da, sunt aici. Sunt aici. Sunt aici, nu-ți fie frică, sunt cu tine. Sunt tatăl tău. Nu este altcineva. Ești mult mai bine. De ce s-a întâmplat? Unde ești mult mai bine? Aici. Liniștește-te. Unde suntem aici? Liniștește-te, ești la spital. De ai ce? Avut un accident. Dar este mult mai bine. Am vorbit cu doctorul și este bine. O să te întorci acasă, îți promit. Când? În curând. De când sunt la spital? În curând, liniștește-te. De când sunt la spital? O săptămână. S-au ocupat medicii de tine. Sunt niște medici foarte buni. Totul este în regulă. O să fie bine. Tată. Tată? Spune-mi, fata mea. Spune-mi, tată, ce... Ce? Nu pot. Ce te doare?
Nu cred, nu pot să-mi ieși picioarele. Ce? Liniștește-te. Nu pot să-mi ieși picioarele. Liniștește-te. Liniștește-te, o să fie bine. De ce nu pot să-mi ieși picioarele? Liniștește-te. Nu pot să-mi ieși picioarele. Ți-a zis doctorul ceva? Ți-a zis ceva? Liniștește-te, o să fie bine, să fie acasă. Cum o să fie bine? Calmează-te. Calmează-te. Ți-a zis doctorul ceva? A, într-adevăr, este o problemă. Este o problemă. Problemă? Ți-a zis ceva, doctorul? Da, mi-a spus că este o problemă cu picioarele. Dar ai să faci recuperare și ai să te vindeci. Sunt niște medici foarte buni. Când? În curând. În curând. Va mai dura o săptămână, două. Trebuie să ai un pic de răbdare. Trebuie să ai răbdare. Păi dacă nu mai poți să ne miști niciodată. Nu e adevărat. Nu cred, nu cred că mi se trebuie să gândești pozitiv. Trebuie să gândești pozitiv. Nu trebuie să gândești așa. Aici ești pe mâini bune. Cheamă-l pe doctor să vorbesc cu el. Acum, cheamă-l să-mi spună mie. Te rog, cheamă-l. Te rog, cheamă-l. Te rog. O să-l chem pentru tine. Acum cheamă-l. O să-l chem, dar calmează-te, te rog frumos. Vreau să te liniștești. Nu mai fi agitată, că îți înrăutățești situația. Eu vreau să te iau acasă. Ca să te iau acasă, tu trebuie să ai putere, tu trebuie să dai de la tine. Tu trebuie să te ajuți. Cum? Eu sunt lângă tine, sunt tatăl tău. Dar este momentul în care tu trebuie să fii puternică. O să te iau acasă, eu nu plec de aici fără tine. Te ia tatea acasă. Marina, te-ai trezit. Ce mai cauți aici? Vă rog, lăsați-mă să vorbesc puțin cu ea. Nu ai ce să vorbești cu ea. Uite și tu ce hala ai adus-o. Tata, lasă-l puțin. Nu, Marina, te rog frumos. Puțin. Nu ai ce să cauți aici. Ai distrus fata. Lăsați-mă să vorbesc puțin cu ea. Ai distrus fata. Vreau doar să vorbesc cu ea. Nu ai ce să vorbești. Tata, ai făcut destule. Te rog frumos. Da, eu sunt bine, vreau să văd că ești tu bine. Te rog frumos. Tata, te rog, lasă-l, te rog, tată. Să vorbesc un pic cu ea, eu îmi plec nicăieri, vreau să vorbesc puțin. Te rog frumos, ieși afară, acum. Tata, te rog, lasă-l. Tata, te rog, lasă-l. Când am văzut că intră salon și de data asta și cu un buchet de flori, venea să-i dau cu florile alea în căpățâna aia. În căpățâna aia, să-l trezesc la realitate. Doamna doctor. Spuneți. Spuneți-mi, vă rog, copilul meu mai poate merge vreodată? Am 20 de ani și sunt într-un scaun cu rotile. Nu se poate face nimic? Ce să se poate face? Sănătatea ei? Tu ești conștient? De ce mi-ai făcut tu mie? Cum ți-ai permis, mă, tu să-mi nenorocești fata, mă? La 20 de ani. Am decis să mă însor cu Marina. Cu cine? Cu Marina. Ce te determină pe tine să te căsătorești cu această fată? Așa. Simplu. O iubesc. Nu știi ce e iubire, mă? La anul tăi, mă, voi puși la mă. Tu vezi că eu nu pot să fac nimic, nu pot să mă schimb, nu pot să mă spăl. Deci un bărbat trebuie să aibă în spatele lui o femeie puternică, da? Nu o legumă. Nu pot să fac nimic, nu pot să alerg și am 20 de ani. Tu îți dai seama, dacă te căsătorești cu ea, ce faci? O speri la toată viața ta? Pleacă, mă. Să nu te mai văd. Ai înțeles? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Pe cine căutați? Sunt tatăl Marinei. Eu mi-a zis nevastă mea cine era la poartă, nu mi-a venit să cred. Ce să caute omul la noi la poartă, la moșie la noi? Până la urmă e viața fetei mele în joc. Ai încredere în tatăl tău? Păi nu-mi dai motive să fac asta. Ajută-mă cu ceva. Ce cauți? Ia, stai mă tu aici. Ce cauți mă tu aici? Vreau să văd pe Marina. Care Marina, mă? În care Marina? Măi, băiatul. Cum ți-ai permis, mă, tu să-mi înorocești fata, mă? La 20 de ani. Mă, tu știi ce ai făcut, mă? Ce-am făcut. Dar nu trebuie să-ți pară rău, mă. Nu trebuie să-ți pară rău. Trebuie să te duci să te rogi la Dumnezeu, la toate bisericile posibile din țara asta, să le iei la rând. Mai nenorocit fata, mă. Îi pare rău, auzi.
Când a călcat pedala cu 180 de km la oră, nu-i părea rău, nu? Și mi-a băgat fata în spital. Vă rog frumos să mă iertați, am greșit, nu am vrut. Nu am vrut să se ajungă la asta, eu o iubesc pe Marina, eu n-am vrut să-i fac rău ei. Dovada e că sunt aici. Dacă mă iubeam, mai eram aici acum. Tu știi ce e iubire, mă? Că la anul tău, mă, voi puși la mână. Tu îți permiți așa chestii, luxuri. Ăsta ești tu. Ăsta ești tu, mă. Ăsta. Normal. Cu cine semeni? Și ce vrei acum să faci, mă, tu? Să bei fata de nevastă? Păi, nerușinatule. Deci nu vreau să te mai văd. Nici pe tine, nici familia ta. Vă rog frumos să nu băgați familia mea. Nu. Până aici. Gata. A ajuns cuțitul la os. S-a umplut paharul. Transmiteți-mi măcar că îmi pare rău. Așa ceva nu o să se întâmple. Pentru că tu nu ești om. Fata mea în spital și o luagă. Nenorociților care sunteți. Pleacă de aici. Acum. Acum pleacă. Pleacă să nu te mai văd în spital. Pleacă, mă. Să nu te mai văd. Ai înțeles? În timpul scurs de la accident, soții Niculescu nu au stat degeaba și pe semne au rezolvat ce aveau de rezolvat, iar acum sunt foarte liniștiți, preocupați de traiul lor de zi cu zi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Foarte asta okay. E important. M-am și distrat, am casat și bani. Să rămână mamă, să rămână tată. Ce faceți? Ce faci de la cafea? Îmi povestea taică tu ce s-a întâmplat azi pe la el, cum a rezolvat cu instanță, cu... prostănaci, cu chestii de-astea. De ale noastre. Eu vreau să vorbesc ceva cu voi. Și e important. E o decizie care am luat-o. Și ce s-a decizie ai luat? Am decis să mă însor. Ce să faci? Poftim! Ce, ți-ai găsit și nevastă, te pomenești? Că dacă te însori, bănuiesc, nu? Puteți să nu mai râdeți puțin și să mă ascultați? Am decis să mă însor cu Marina. Cu cine? Cu Marina. Care Marina? Marina militară? Care? Am fi cu minte, mă, ce... Vă rog să nu luați asta în râs. Când l-am auzit pe filmul că vrea să însoare, deci nu discut. Și cu cine? Cu aia. Cu aia o să rămtoacă și o legumă după una și alta. Nici nu se pune problema. De să-mi vină rău cu ce idee a venit. Nu sunt de acord și gata. Păi, ai gărgăun la cap, ce-ai pățit? Te-ai lovit la accident și la cap, eu știam că doar la mână. Ce se întâmplă? Vorbesc serios? Pe bune? Deci eu am crezut că îmi continui seara ok, dar văd că lucrurile o iau razna. Nu o iau razna deloc, eu mi-asum responsabilitate. Ce responsabilitate? Responsabilitate pentru ce am făcut. Ce ai făcut, mă, băiatule? N-ai făcut nimic tu. Cum n-am făcut nimic? Păi n-ai făcut nimic. Păi ce, nu știi? Am rezolvat totul. Tu aveai drum cu prioritate acolo. Da, eu am reușit și am schimbat. Tu ai drum cu prioritate pe unde ai mers tu. Cel care te-a lovit avea cedează trecerea. Stai puțin, nu e adevărat că eu am fost acolo, tată. Eu am fost așa. În mașină. Ia du-te să vezi ce semne de circulație sunt pe acolo. Du-te și uite-te, convinge-te tu cu ochii tăi să nu crezi că aberez eu. Deci eu sunt sigur așa. Că eu nu aveam drum cu prioritate. Bă, băiatule, tu, eu cred că nu înțelegi ce spun eu. S-a rezolvat, nu știu cum era, eu spun cum e acum. Și atunci când ai condus tu aveai drum cu prioritate. Cel care te-a lovit e de vină, el avea cedează trecerea. Ca să știi și tu, da? Vlad. Eu când ți-am promis că rezolv ceva, rezolv, da? De ce nu ai încredere în părinții tăi? Știi că taică tu rezolvă orice. Știi că numele de Niculescu reprezintă ceva. Da? Tu ai o singură prioritate. Scutește-mă cu însurătoarea. Prioritatea ta este să-ți termini studiile, da? Să duci firma mai departe, numele de Niculescu. Despre ce vorbim? Încerci să renunți la Marina? Poftim, care mai... Măi, băiatule, ai 20 de ani. Că am acceptat să o aduci în casă, am făcut-o că ești copilul meu, că e normal la vârsta de 20 de ani să-ți rezolvi treburile bărbatești. Că așa e normal, așa am considerat. Am căzut de comun acord cu taică-tu. Da, de la asta până la te însura, dar ai 20 de ani. Îți închizi viitorul, tu îți dai seama. Tu trebuie să termini facultatea. Trebuie să-ți canalizezi. Ascultă-mă puțin. Tu trebuie să-ți canalizezi toate energiile să termini facultatea asta, da? Să faci dreptul,
să continui, că a face rău să preiei tu. Cine vrei să preia? Ești unicul nostru copil. Deci pentru tine ne afaceri, batem, afaceri, da? Bani, afaceri, afaceri, nu bani. Nu vrei să treci, bă, băiatule, fără bani, că nu poți fără bani, să știi. Vlad, asta înseamnă viața, să știi. Eu aici vorbesc despre sentimentele mele pentru ea. Și de faptul că eu nu mai pot să mai dorm noaptea. Auzi, da. Cam coșmarul în fiecare zi cu accidentul ăla, cum am lăsat-o handicapată. Te duce la psiholog și se rezolvă și chestia asta, să știi. Sigur. Și rezolvă psihologul și nu problemele mai... ei? O rezolvăm asta... noi și pe Marina, o rezolvăm, da? Deci da. O să avem grijă de Marina, merge și face fizioterapie sau ce trebuie. Tu la fel mergi, dacă ai probleme, merge încă la un psiholog și rezolv. Nu înțeleg. Deci problema cu Marina o rezolvăm tot noi, Vlad. Da? Deci îi dăm bani, nu știu, o ducem, facem ceva, că asta e. Și să înțeleg că ca să o ajutați, în schimb, încereți să renunți la ea. Mai... Auzi, la 20 de ani, e dragoste de 20 de ani, dar nu trebuie să-ți închizi viața. O să mai cunoști fete, dar ce-i grab asta la 20 de ani? Tu îți dai seama dacă te căsătorești cu ea și, Doamne ferește, rămâne în cărucior. Noi sperăm că o să se rezolve. Ce faci? O speri la toată viața ta? Îți închizi viața, îi dai să mănânci, o schimbi? Stai la linguriță, păi ce faci? Stai să o plimbi, stai să ce? Nu o să mai ai timp să-ți faci facultatea, îți închizi viitorul, efectiv. Nu, dar ce viață o să ai, Adrian? Ce viață o să ai cu ea? Ce viață? Sunt atâtea fete în lumea asta, ce nu poți să cunoști altele? Care-i problema? O să fii îngrijitorul ei, gândește-te că nu ai cum să-ți fie soție, să-ți fie aproape, să te reprezinte. Măi, băiatule, deci un bărbat trebuie să aibă în spatele lui o femeie puternică, da? Nu o legumă. Și cu asta am lămurit-o. Clar. Și pe de altă parte, hai să spun altceva. Și asta trebuie să o înțelegi foarte clar. Este o femeie care nu este de condiția ta. Nu este de nivelul tău. Nici material, nici din toate punctele de vedere. Înțelegi? Eu m-am interesat, n-am lăsat lucrurile așa. Am vrut să clarific. Dintr-o familie de sărăntoci, n-am nici de vai mama lor. Ce au zis? Stai că pun laba pe ăsta că... Tasul are bani și îl ajută și nu știu ce. La revedere, cu mine nu merge. Noi avem nevoie de banii cuiva? Adică eu trebuie să mă însor pentru bani? Băi, băiatul, înțelege una și bună. Eu ți-o spun acum și să rămână literă de lege. M-ai înțeles? Cu ea nu te însori. Nu ai cum, că nu te las eu. Ai înțeles? Eu nu pot să accept chestia asta. Nu e de condiția ta și cu asta basta. Eu ce hotărăsc așa faci. Să fie clar, da? Veți avea grijă de ea, da? Da, bineînțeles, dacă am promis. Așa am hotărât, da? Nu o să lipsească nimic. O ajutăm cum putem. Bine. Bine. Uite și la asta e trebuie însurătoare acum. Dar m-a lăsat perplex, nu se poate. Dacă nu mă lasă să mă însor cu ea, asta e. Dar sper măcar să se țină de cuvânt și să-i ofere... Oricâți bani este nevoie să o ajute, să își revină, să se sănătoșească, să o ducă oriunde lumea asta, la doctori, să se facă bine, măcar atât merită și ea. Deși cu posibilități modeste, tatăl Marinei nu poate aștepta după eventuale promisiuni îndoielnice ale unor avocați iscusiți și nu tocmai bine intenționați. De aceea face tot ce îi stă în putință să își ajute fata. Speranța este în priceperea medicilor. Doamna doctor. Spuneți. Spuneți-mi, vă rog, copilul meu mai poate merge vreodată? Cu siguranță, nu este o afecțiune gravă, este nevoie de timp, de răbdare și de perseverență din partea pacientei. Eu știu ce îmi spuneți dumneavoastră, dar aș vrea să faceți tot posibilul pentru ca fetița mea să meargă acasă pe picioarele ei. Cu siguranță vom face tot ce ne stă în putință să fie bine. Aparatura este una de ultimă generație. Este nevoie doar de timp și de răbdare din partea pacientei să se țină de tratament și cu siguranță să fie bine. Ca primă procedură vom începe cu oxigenoterapia hiperbar. Este o procedură non-invazivă, va fi pe bază de oxigen. Doza de oxigen transportată de sânge va ajunge în zona celulelor afectate. Adică asta oxigenul vindecă... Ajută la vindecarea problemei respective, da. Oxigenul. Da. Interesant. Doza de oxigen, în momentul în care noi avem o afecțiune, nu mai este în parametrii normali. Doza de oxigen va circula în zona cu probleme inflamată. Deci, practic, îi îmbunătățiți doza de oxigen. Da, ajută să refacem zona cu probleme. Am înțeles. Va reduce inflamația și
pacientul se va simți automat mai bine, dar e nevoie de câteva ședințe, nu este de ajuns doar una. De asta am spus că este nevoie de timp și răbdare din partea pacientului. Doamne, să ne ajute Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine acest aparat, o să vă spun câteva afecțiuni care vă ajută puțin să faceți corelanță cu afecțiunea fetei dumneavoastră. Aparatul merge pe diferite afecțiuni, cum ar fi cele de boli respiratorii, cele de diabet, autism, boli reumatice, fibromialgie, boli artrozice, ajută foarte bine. Doza de oxigen ajungând în sânge, v-am spus, merge pe recuperarea țesutului afectat, reduce inflamațiile și regenerează structura musculară. Bine, doamna doctor, dacă considerați că asta trebuie făcut, vă mulțumesc. Cu moralul la pământ și cu teama că nu va mai putea merge vreodată, Marina începe recuperarea. Este sprijinită de medici care au jurat că vor apăra viața și că vor lupta pentru sănătatea semenilor. Marina încearcă și ea să facă față acestei lupte nedrepte, însă ea pare mai degrabă o victimă a unui destin absurd. Singurul sprijin îi este tatăl, care nu are dreptul să își piardă speranța. Marina, hai să facem niște exerciții. Hai cu tate, te rog frumos. Hai, hai curaj. Hai, mișcă piciorul. Așa, hai. Mișcă degetele. Hai, Marina. Așa, hai. Hai, vezi că poți. Hai, unu. Așa, hai. Doi. Și celălalt picior. Hai. Bravo. Bravo, da, hai. Nu mai pot. Hai. Nu mai vreau, serios, hai, nu mai vreau. Nu mai pot, am obosit, serios. Nu mai. Și am obosit cu totul, nu doar atât. Tu vezi că eu nu pot să fac nimic, nu pot să mă schimb, nu pot să mă spăl, nu pot să fac nimic, nu pot să alerg. Și am 20 de ani. Marina, 20. Ai credință. Eu ce așa credință? Așa te-am învățat pe tine de mic, că trebuie să lupți. Când aud cum îmi vorbește, mi se rupe sufletul, efectiv. Nu mai am nicio putere. Mama nu este. Unde e mama? Mama nu este. Vlad m-a lăsat. Cum m-a lăsat? Nu pot să fac nimic. Eu, tu vezi, la 20 de ani chiar nu pot să fac nimic și m-am săturat. Nu mai vreau. Nu mai vreau nicio terapie, nu mai vreau nimica. Marina, te rog, eu lasă-mă singură. Pleacă din cameră. Eu sunt și mama și tatăl tău în acest moment. Bine, dar te rog frumos, lasă-mă singură. Lasă-mă. Te rog, nu lasă-mă. Nu pot să te las așa. Dar nu pot să te las. Am obosit, nu mai vreau. Marina, ascultă-mă la mine. Ce ai să te faci bine? Cum? M-ai nebunit cu asta că o să te faci bine. Ai văzut ce a spus? Nu o să mă fac bine. Ce a spus? A zis și doctorul să facem exerciții în fiecare zi ca să te faci bine. Asta trebuie să facem și asta o să faci pentru tine. Am 20 de ani și sunt într-un scaun cu rotile. Sunt curioasă cum o să fie viața mea de acum încolo. Cum? Dincolo de optimismul pe care îl arată fiicei sale, tatăl Marinei este în fond disperat. Este îngrozit de ideea că frumoasa lui fată riscă să își petreacă toată viața într-un scaun cu rotile, fără să aibă vreo vină. E revoltător să se întâmple asta. Bună ziua, ce faci, vecine? Bună ziua, ce să fac, vecine? Uite, nu prea bine. Ce-ți mai face, fată? Am adus-o acasă, dar este în scaun cu rotile. Of, cât de rău îmi pare, sărăcuța. Și nu se poate face nimic? Ce se poate face? Sănătatea ei? Nu știu, mă depășește pentru că totul se rezumă la bani. Știți foarte bine, kinetoterapie, fizioterapie... Stai puțin, nu înțeleg, de ce trebuie să cheltuiești tu bani cu fata? Păi cine să cheltuiască? Vinovatul! Dacă era copilul meu, muream cu ei de gât. Cum adică ei beau, mănâncă, se distrează și copilul meu să sufere? Nu se poate așa ceva. Nu-i corect. Trebuie să plătească. Orice greșeală se plătește. Eu nu sunt genul ăsta de om. Dar nu se poate. Trebuie să te duci. Știi cum sunt. Bogaților niciodată nu le-a apăsat de cei săraci. Trebuie să te duci. Trebuie să-i ceri bani. Copilul ăsta trebuie să se facă bine. Păcat de el. E o fată... Păcat de ea, este o fată extraordinar de bună. Nu poți să o lași pentru tot restul vieții în scaun cu rotile. Te duci peste el, nu-l lași deloc. Trebuie să plătească, a greșit să plătească. Și ce dacă e bogat? Trebuie să plătească și bogatul și săracul, dacă a greșit, trebuie să plătească. Așa este corect. O să mă mai gândesc. Mulțumesc foarte mult, vecina. Cu mult drag. Mulțumesc, dacă pot să vă ajut cu ceva, să te ajut cu ceva oricând. Mulțumesc mult, Doamne ajută. La revedere, Doamne ajută.
Nu știu, nu știu cum să fac, dar stau și mă gândesc că până la urmă e viața fetei mele în joc. E adevărat, sunt un om pașnic. Dar dacă stau bine și mă gândesc că de la accident încoace și măcar un telefon nu au fost în stare să dea să mă întrebe cum se simte fata. Cred că o să, până la urmă o să merg să vorbesc cu ei. Pentru că totul se rezumă la bani și trebuie să-mi salvez fata. Discuția cu vecina a fost imboldul de care tatăl Marinei avea nevoie pentru a încerca să obțină ceea ce fetei lui îi se cuvine. Ajutor din partea celor care au condamnat-o la starea de acum. Un ajutor care, indiferent de natură sau consistența lui, nu ar putea vreodată să compenseze suferința tinerei Marina. Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Pe cine căutați? Sunt tatăl Marinei. A, tatăl Marinei. Da. N-am știut că nu ne-am cunoscut. Da, spuneți. Normal. Nu ne cunoaștem. Păi, nu avem... Nu am avut de ce să ne cunoaștem. Nu ne-am... Aș vrea să discutăm niște lucruri, dacă se poate. Stimate domn, haideți, intrați ca să nu... Sigur. Dăm mulțumesc. Intrați. Despre ce ar fi vorba? Aș vrea să discutăm. Pentru că de 3 săptămâni de când s-a întâmplat accidentul, nici măcar n-ați dat un telefon. Nu vă pasă efectiv de soarta fiicei mele, deși acolo au fost niște lucruri care sunt un pic cam necurate. Nu înțeleg ce vreți să insinuați. Stați puțin să ne înțelegem. Ce considerați voastră că a fost necurat? Vlad a fost la volan și atât. Despre ce este vorba? Deci n-a fost vina lui. A fost vina celui din dreapta, da? Sigur, da, sigur că da. În momentul în care ai bani, poți să spui că nu a fost vina lui. Deși cred că este cu totul și cu totul altceva acolo. Nu. Nu este nimic din ceea ce considerați noastră. Deci cert este că, mă rog, copilul meu, băiatul meu a fost la volan, fata a fost în dreapta, celălalt, da, nu a cedat trecerea și a intrat în ei. Neșansa a fost ca Marina să fie victima acestui accident. Am înțeles. Ce? Doamnă dragă, copilul meu... Așa. Suferă. Și nu vreau să sufere toată viața. Nu are de ce. Am nu înțeles are de că ce. Se reface. Nu este adevărat. Nu se reface pur și simplu așa. Bine, nu așa. Deci nu am spus că batem din palme și se rezolvă Haideți totul. Haideți ca să vă explic cum stă situația. Concret. Eu am și eu niște neamuri prin străinătate. Așa. Prin Germania. Bun. Mă costă niște bani. Undeva la vreo 40.000 de euro, niște tratamente. Poftim? Adică tu ai venit să ceri bani? Nu, n-am înțeles. Deja a venit cu pretenția să-i dăm 40.000 de euro? Doamne frește, dar chiar e cu tupeu. Te înțeleg că este o familie mai, da, cu probleme, dar asta nu înseamnă acum eu să-i dau 40.000 de euro. Sub nicio formă. Nici nu discut. Am venit să discutăm pe calea amiabilă, civilizat. Așa. Pentru că... Accidentul nu s-a întâmplat din cauza fetei mele. Păi... Deci ea nu era singura mașină, era cu băiatul dumneavoastră. Bun. Nu puteți să spuneți, pur și simplu să vă spălați pe mâini. Deci nu s-a... Pentru că dumneavoastră aveți niște funcții și sunteți avocați. Da. Eu sunt un om simplu, dar nu vreau ca fetița mea să sufere. Nu o să suferă, domnule, nimeni din treaba asta. Deci dacă este ceva, noi te ajutăm, te reprezentăm, luăm legătura altfel. Dar bani de la noi, nu. Deci, nici nu discut. Un moment. Adrian, un moment să-l chem și pe soțul meu. Deci, nu, lucrurile nu rămân așa. Copilul meu nu a fost de vină. Ce problemă aștept? Adrian! Adrian! Da, da. Ia vină mai puțin. Ce?
Deci a venit tatăl Marinei, aluaia, cu accidentul cu Vlad. Și? Și vrea niște bani. Deci asta e concluzia mea. Deci, din ce mi-a spus el, deci care nu știu ce neamuri, că vrea să o ducă pe aia sau nu știu ce vrea să facă, recuperă sau nu știu ce vrea. Nu, nu, nu puteți să dăm niciun bani, asta e de redemit, ai înțeles? Eu știu, dar vezi ce faci, deci nu trebuie rezolvată treaba. Stai, lasă că rezolv. Când mi-a zis nevastă mea cine era la poartă, nu mi-a venit să cred. Ce să caute omul la noi, la poartă, la moșie, la noi? Cu ce ocazie? Da, spune și cine sunt. Bună ziua. Bună ziua. Sunt tatăl Marinei. Asta este momentul să plătiți. Ce să fac, mă? Știți că băiatul dumneavoastră a făcut accidentul cu ea în mașină sau păi nu vă pasă el, de lucrurile astea? Băi, băiatul interesează de că n-a fost el de vină. A fost cel care l-a lovit. El avea prioritate. A fost cel care l-a lovit. Trebuia să cede. Și cu cel care l-a lovit cum ați făcut? Hai, domnule, să rezolvi și pe tine. Băi, băiatule. Haideți, domnule, nu spuneți mie de astea. Calomnie. Nu mă învățați pe mine. Este calomnie. E calomnie. Cunoaștem noi lucrurile astea mai bine. Care lucruri? Astea pe care le invocați voi. Nu știu ce vrei să insinuezi. Nu știu ce vrei să insinuezi. Să nu credeți că eu sunt o cârpă. Nu, doamne, dacă sunt un om simplu. Obraznic. Pentru că voi așa abordați problema. Nu. Ba da, doamnă. Nu. Ba da. Spuneți și mie ce aveți de gând să faceți. Pe ce să facem? Copilul meu este nevinovat, da? Atât cât timp a fost doar la volan și fata dumitale a fost în dreapta. A, da? Da. Bun, și ce și care e problema? Care e problema? Nu înțeleg care e problema. Care este grija șoferului în momentul în care conduce? Avea 180 de km la oră la bord. Așa, și? Știți asta? Știu asta, da. Și a și plătit amendă, a rămas fără carnet. A, ok, a plătit. Da, și? A plătit cum au făcut și alții de pe unde știm. Ce spun. Dacă vrei să te ajut, discutăm altfel. Dar ha, domnule, trăim în România și asta se poate rezolva orice aici. Nu, lasă-mă să spun. Haideți, domnule, că nu este chiar așa. Dă-l în judecată pe cel care l-a lovit, pe băiatul meu, să-i cer daune pentru fata ta și te reprezint eu în instanță, dacă vrei să te ajut. A, mă reprezint în instanță? Nu, dacă vrei. Și fata mea, ce o să se întâmple cu ea? Chiar aveți de gând să mă băgați în urmă și pe mine? Pe care mă fata mea îi trebuie tratament în străinătate. Îi trebuie kinetoterapie, fizioterapie. Ce aveți de gând să faceți voi? Voi! Copilul dumneavoastră este bine, mersi. Auzi, noi avem cabine de avocat. Vreți să vă aduc să vă arăt în ce hal este fata mea? Nu știu, mă. Auzi, păi normal că nu știți, că n-ați nici măcar dat un telefon. Lasă-mă să trei spun. Săptămâni. Deci noi avem casă de avocatură, nu avem casă de sănătate sau de ajutor. Da, serios. Vreau să-mi ajutați fata. Asta vreau, nimic altceva. Îmi trebuie bani ca să pot să o duc la terapie. Ce să le bani? La bani ajungem. Nu se poate, eu bani nu pot să-ți dau. N-am de ce să-ți dau bani. Nu există motiv pentru mine să-ți dau bani. Nu N-am știu. Zis cum vrei să te ajut. Gândește-te, ești un om cu influență. Ai putere, ai bani. Înseamnă că poți să mă ajuți. Stai puțin, ce insinuezi? Că ce nu, nu insinuezi nimic. Mă, termină-te, lasă-mă. Nu v-am spus decât. Nu crea discuții cum vrei tu. Ascultă-mă puțin. Decât să te gândești. Gândește-te că ar putea copilul tău să fie în situația asta. Hai, ți-ar plăcea să-i vezi că îi curg lacrimile, uite așa? Doamne ferește, nu te gândi la asta. Doamne ferește. Tocmai, Doamne ferește, s-a întâmplat. Asta a fost soarta, ce să-i faci? Asta a fost soarta? Da, cine devine? Nu. Vreau să-mi ajuți fata. Să poată să facă și ea tratament în străinătate. Mai nu vezi niciun ban de la noi. Și cu asta am încheiat discuția. Gata, hai, te rog eu frumos, părăsește curtea, haide, hai. Eu te rog frumos să te gândești. Haide, ieși afară, ieși afară, gata. Nu, te rog gata, frumos să nu mă atingi. Haide, ieși afară, că te rog frumos să nu mă atingi și să te gândești să-mi ajuți fata. Hai, ieși afară, haide drum, gata, haide. Gata, haide că nu mai am. Să știi că nu o să las lucrurile să se întâmple bine, chiar așa. Bine, bine, hai, lasă, haide, dă-i drumul, haide, pleacă. Ascultă pleacă la mine. Hai, pleacă, pleacă. Nu se poate cu acest tupeu obraznic. Vine la noi în casă, în curte, să vorbească în felul ăsta. Asta e. Ce tupeu obraznic, nu se poate. Asta e, Adrian. A venit în curte cu un tupeu obraznic. Ba că vrea bani, până la urmă că nu vrea, dar vrea bani că s-o ducă pe FISA, nu știu unde, în Spania, sau nu știu unde să o trateze. Nu vede absolut niciun euro de la mine. Eu nu o să-mi las copilul să se chinuie, pentru că niște oameni bogați să trăiască liniștiți în cuibul lor acolo și să nu le pese de copilul meu. O să-mi fac dreptate. Judecând după cinismul dovedit până acum, poziția celor doi soți avocați nu surprinde pe nimeni. Însă tocmai această poziție i-a făcut pe Marina și pe tatăl ei să nu lase lucrurile așa. Într-un fel sau altul, întreaga familie Niculescu trebuie să plătească pentru drama unei tinere de 20 de ani. De aceea, după câteva zile, Marina și tatăl ei, împreună cu Ernest, bat din nou la poarta celor vinovați. Ernest!
Bună seara. Am venit să stau și eu de vorbă cu tine, așa ca de la bărbat la bărbat. Poftiți. Se pare că până la urmă ați venit dumneavoastră la mine. Ce părere ai de fata mea? În halul în care ai ajuns. Ești bine? Ești bine? Bine. Tu nu vezi nici stare mai adus? Vezi? Atâta vreau să știu. Unde ai fost în săptămânile astea, Vlad? Marina, ascultă-mă, am vrut să te văd. Acum? Am vrut să te văd și tatăl tău nu m-a lăsat. Am venit eu la tine dacă nu observi. Înseamnă că eu am vrut să te văd pe tine. Tu? Unde ai fost? Tatăl tău nu m-a lăsat. Spuneți-i că n-ați vrut să mă văd cu ea. Cum nu te-a lăsat? Spuneți-i adevărul. Ce adevăr? Am vrut să vin la tine, am venit de atâtea ori și el nu m-a lăsat niciodată să te văd. Crede-mă, Marina, crede-mă. Vlad, te rog frumos, păstrează distanța, că nu e momentul să... Nu e momentul să-ți palpiteze inima pentru ea. E prea târziu. Uite-și tu în ce hal ai adus-o. Și acum ce faci? E caz în genunchi? Tu ești conștient? De ce mi-ai făcut tu mie? Știu, Marina, și încerc să te ce ajut, încerci? Încerc cum? Să fac cum? Ceva. Cum? Cum încerci tu să mă ajuți? Părinții mei îți dau ție niște bani pentru un tratament, da? Am dreptate? Încetează, până aici! Nu crezi că ai săricalul? Eu cred că dumneavoastră faceți altceva cu bani. Ai încredere în tatăl tău? Păi nu-mi dai motive să fac asta. Ajută-mă cu ceva. Haideți, domnul Petre, să stăm în cel de vorbă cu domnul avocat, că nu rămân lucrurile așa. Tată, mama, veniți încoace! Clarificați asta. Ce să clarific? Asta. Haideți să dăm cărțile pe față. Pe mine mă deranjează din start relația dintre ei doi. El normal, are 20 de ani, trebuie să distreze și el, să-ți trăiască viața, nu? Deci fiica dumneavoastră asta... Adică eu am fost o distracție! Dar tu cum poți trăi omule așa? Până la urmă tu ce hotărăști? Hotărăști ce mănânci sau nici măcar asta n-ai voie să hotărăști? Nu, no, o să hotărească ce spun eu, pentru că singur nu va realiza nimic în viață. Mai este o variantă, una în care depun mărturie, în care mă duc și mi-asum fapta. Să rezolv, ascultă-mă, o să rezolv. Ascultă-mă, o să rezolv tot. Crede-mă, o să rezolv. Ne-am spălat pe mâini și cu asta basta. Nu pot să merg. Nu pot să mă schimb singură. Nu pot să fac nimic singură. Nimic. Nimic. Și am 20 de ani. Tu cum ești? Ești bine? Ești? Te distrezi? Nu ies, nu mă distrez. Mă gândesc numai la tine, Marina. Tu știi câte coșmaruri am de atunci. Tu știi cât de greu vine. Băiatule, încetează. Încetează până aici. Nu crezi că ai săricalul? Nu crezi că tu, ca tata, ai săricalul, că nu m-ai lăsat să o văd niciodată? Nu vorbi așa cu mine, cu tu. Nu ești de o vârstă cu mine. Ești de seamă cu ea. Trebuia să ai grijă de ea. Nu s-a duce halul ăsta. Și ți-ai bătut joc de ea. Îmi pare rău, Marina, îmi pare rău. Ai spus că ai venit la noi. Când ai venit? Când a venit? Când? Am venit și m-a dat afară, tatăl Vlad, tău. Nu-ți permit. Spuneți adevărul că m-ați dat afară. Nu-ți permit. Tu nu ai căutat la ușa mea niciodată. Nu ai venit. Nu la ușa dumneavoastră, la spital. Am fost la spital la ea spital. Și... Atât, la spital, nu? Așa se face. Părinții mei mi-au spus ia mâna, ia că mâna. E singura condiție ca să vă ajute. Ce condiție? Să vii la spital să ce? Nu, nu. Ai nu, venit la spital, mi-ai... Nu, nu, ascultă-mă. Explică-mi. Marina, că eu nu am renunțat să mă mai văd cu tine ca să ți se plătească nenorocitul ăla de tratament pe care îți dau ei banii ăia mereu. Părinții mei îți dau ție niște bani pentru un tratament, da? Am dreptate? Ce dreptate? Nu ai dreptate. Cum părinții tăi nu au virat niciun ban. De aceea suntem noi aici. Eu nici nu cred așa ceva. Eu cred că dumneavoastră faceți altceva cu bani. Eu și nu eu cred mint? Că părinții mei nu v-au dat niciun ban. Vlad, și eu mint? Aceiași părinți care practic au condiționat știu. Faptul că o ajută pe această tânără, deși este vina ta și știi foarte bine lucrul acesta. Marina, iartă-mă. Marina, au condiționat acest ajutor. Nu e momentul. Au condiționat acest ajutor distanța. De faptul că tu să nu te mai vezi cu ea? Da. Și tu nu ai avut un cuvânt de spus?
Până la urmă... Dar era singura soluție să se vindece, că știam că tatăl ei nu are bani, ce era să fac? Am acceptat situația așa cum e. Eu am vrut să iau de nevastă pe Marina. Stai să zic ce am înțeles. Tu nu l-ai lăsat să vină la noi? Marina, iartă-mă, te rog. Dar răspunde-mi, stai acolo, te rog frumos. Eu nu mai înțeleg nimic, jur. Nu este așa. El a dat bani, dar n-a dat. El nu a venit la personal. Noi, nu s-a interesat. Eu nu mai înțeleg nimic, eu nebunez, jur. Marina, lasă-mă să-ți explic. Părinții tăi sunt în casă? Bani. Da. Întreabă-i. Legat de acești bani. Du-te și întreabă-i. Mamă! N-ai răspuns. El m-a căutat pe mine și tu l-ai dat la o parte, l-ai gonit. Ai încredere în tatăl tău? Păi nu-mi dai motive să fac asta. Ajută-mă cu ceva. N-aș putea să te mint, crede-mă. Tată, mamă, veniți încoace! Ce s-a întâmplat? Vă bate joc de mine? Adică? Ce, Vlad? Mamă, nu mă așteptam de la tine. Voi vă bate joc de mine? Ce vreți să spun? Părinții mei îmi faceți așa ceva? Ce, mă, băiatul, ce s-a întâmplat? De ce m-ați mințit? Cu ce? Cu ce? De ce mi-ați zis că voi îi plătiți tratamentul lui Marina? Atât vreau să știu. Dar nu-i problema ta, asta s-a rezolvat. Nu-i problema mea! Vlad, asta s-a rezolvat. De ce? De domeniul trecutului. S-a rezolvat? Da. Sunt la poartă și eu acum mă duc să-i aduc aici. Cine e, mă? Măi... V-ați bătut joc de mine. Adrian, ce... Cine e la poartă? Iar a venit. N-am înțeles, dar... Haideți, domnul Petre, să stăm în cel de vorbă cu domnul avocat. Mai bine. Că nu rămân lucrurile așa. Haide, draga mea. Vă ajut? O să o lăsați pe spate. Haideți, vă rog frumos, în casă. Să dăm cărțile pe față. Haideți să vă ajut. Deci noi, da? Nu e clar, nu știu. Cred că vine cu Marina, cu taică-su. Nu dăm nimic. Vă rog. Hai să clarificăm totul, da? Ce vrei, Vlad, să clarificăm? S-a clarificat totul. Clarificați asta. Ce să clarific? Asta. Haideți să dăm cărțile pe față. Adică? Acei bani au intrat în contul Marinei? Ce bani, domne? Ce? Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Domnul avocat nu-și mai aduce aminte. Păi nu, despre ce este vorba? Banii pentru tratamentul ei. Nu înțeleg motivul. Pentru că el n-a fost de vină, e un simplu accident și cu asta basta. I-auzi, tinere. M-au mințit. Nu ai fost de vină, nu? Nu. Ba da. Ce mascaradă. Bă, băiatule, bă, ce tot zici acolo, mă, băiatule? Nu pot să cred că mi-ați făcut așa ceva. Mă, cum să mă mințiți, mă, așa, mă? V-am acceptat condițiile cu condiția mea. O simplă condiție. Să-mi asum într-un fel responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat. Și voi ce ați făcut? M-ați mințit pe mine? Și ați mințit pe toată lumea și acum am mințit încă o dată? Cum adică, stimate domn, fiul dumneavoastră nu a fost de vină pentru producerea acelui accident? El susține asta, domnișoara susține asta și acum a venit și spuneți că nu? Ați fost prezent la locul accidentului, să știți detaliile sau cum, ce? La dumneavoastră au ajuns alte vorbe? De unde și până unde? Deci, semnele de circulație, eu am fost acolo. El era pe drum cu prioritate, iar cel care l-a lovit avea cedează trecerea. Dar care-i treaba cu semnele de circulație, domnule Niculescu? Păi care să fie? Semnele sunt alea care am văzut eu că sunt. El pe drum cu prioritate, cel care l-a lovit avea cedează trecerea. Cum adică dacă el susține contrariul? Știe bine că e vinovat de producerea acestui accident. Nu, cred că... Știe bine că este de vină că această domnișoară a ajuns în scaunul cu rotile. Nu vă supărați, eu pentru copilul meu îmi permit, am posibilități și vreau să-l ajut în orice problemă. Deci, poate aveți și dumneavoastră copii, știți ce înseamnă iubirea de tată, da? Să-ți iubești copilul. Faci... Puteți de față cu acest om să ne țineți o pledoarie despre iubirea de tată. În condițiile în care o vedeți cum este.
din vina lui și din vina dumneavoastră. Stimate domn. Că a trebuit să-i cumpărați neapărat un bolid. Ca după aia să vă întrebați ce a căutat să meargă cu viteza aceea. Am vrut să-i fac și lui o surpriză că era ziua lui de naștere. Da, de obicei așa se întâmplă, știți? Părinții inconștienți îi cumpără tânărului un bolid. E ca și când i-ați dat un pistol încărcat și după aia ne luăm cu mâinile de cap. Vai de mine, ce s-a întâmplat, o tragedie. Nu, comparația un pic deplasată, vă rog eu frumos. Un pic deplasată. Da, vă rog eu frumos, nu e chiar așa. O secundă în plus sau în minus și poate nu mai erau. Nici el, nici ea. Putea fi oricine, este vorba despre copilul meu și pentru el fac orice, ca să înțelegeți. Eu am un semn de întrebare. Dar voi m-ați mințit. Eu am un semn de întrebare. Vreau să mi se spună acum care este de fapt adevărul. Ați mințit copilul că mi-ați dat niște bani. Nu este adevărat. Știi de ce l-am mințit? Întreabă. Pentru că dacă vă dădeam niște bani, sunt sigur că mai voiați alții și alții. Da. Iar pe mine mă deranjează din start relația dintre ei doi. El nu poți să mai spui asta chiar. Lasă-mă acum să vorbesc. Cum poți să mai faci păi, asta, tată? Păi ți-i s-a urcat la cap să te căsătorești. Eu o iubesc pe Marina. Eu o iubesc pe Marina. Vreau să fac. Adică ce vrei să spui, domnule, că fata mea ce? Dar cum ce adică avem? Te căsătorești cu ea, ești nebun? Dar noi ce avem? Dom'le, ce să înțeleg? El normal, are 20 de ani, trebuie să distreze și el, să-ți trăiască viața, nu? Și fiica dumneavoastră asta. Adică eu am fost o distracție. Marina, nu. Dar un an de zile nu ați văzut? Adică eu sunt o distracție. Eu pentru că sunt săracă, sunt o distracție. Pentru că sunt săracă. Tu te auzi? E băiat tânăr, trebuie să se distreze. Asta e. Oricum, tu n-aveai posibilitatea. Eu i-am dat bani, v-ați dus la munte, v-ați dus la mare, ați plecat în străinătate. A fost bine, nu? Dar da. Eu nu am plătit-o ca pe o distracție. Despre ce vorbim? Nu v-am creat toate condițiile. Explică-i tu de ce i-am profitat. Vlad, Vlad, dumneavoastră. Tu i-a profitat. Băi, tată. Implicit a profitat și ea, nu? Mă, tată. Băi, da, normal. Tu vrei să spui așa că ea pentru un an de zile care s-a distrat cu mine trebuie să plătească o viață întreagă acum să nu ajutăm deloc, nu? Adică eu sunt vinovat, dar nu trebuie să plătesc în niciun fel, nici măcar să o ajut pe ea să se vindece, nu? Și tot a fost o greșeală. Adică noi când ne-am întâlnit un an de zile a fost o greșeală așa de mare încât nu merit nici măcar un ajutor. Nici măcar un minim ajutor pe care ne-l puteați da. Înțelegi? Tu mă înțelegi ce spun? Spune eu ceva, știu, spune și știu tu ceva, minim ajutor, că îi dai la unul un deget și ți-a toată care mâna după deget? Aia. Am mai auzit de care chestii, deget? Care deget, omule, spune? Păi dacă îți dădeam ceva, te ajutam, te ridicai cu pretenții mai mari. Dar ce oameni da? Suntem noi, că suntem bine, sărași? Bine, eu vreau să înțelegeți ceva, eu pe el nu o să-l vezi niciodată căsătorit cu tine. Nici nu, pentru că nu vreau eu. Asta nu-i decizia ta. Ba, asta nu-i decizia ta. Băi, băiatule, copilul meu, eu hotărăsc. Marina, primește-mă înapoi, iartă-mă. Nu, nu hotărăște nu nimic pentru mine. Nu mă interesează ce adică spune nu hotărăște nimic nu pentru hotărăște tine. Nu erai lângă el? Adică nu erai acolo lângă tatăl tău când s-au schimbat semnele de circulație? Ăla de a veni pe drumul cu prioritate. De nu e vinovat de producerea accidentului. Ce a făcut? A trebuit să-și asume el poate vina, nu? Nu erai lângă tatăl tău? Cum adică? Atunci de ce n-ai avut nimic de comentat? Nu eram lângă el, pe mi-a bune spus după. Mi-a spus cum a după, modificat mi-a spus declarația, procesul verbal, tot, cum? Da, astea nu erau grijile mele, mi-a spus doar erau că s-a rezolvat tale totul și că o să aibă grijă ca ea să se facă bine. Uite-te ce a avut grijă. Eu văd asta acum, dar ce vină am eu acum? Ce vină ai tu? Ai toată vina că s-a ajuns aici. Domnul Niculescu, vreau să știu și eu câți bani ați folosit dumneavoastră pentru schimbarea semnelor de circulație. Aici sunt niște lucruri pe care eu nu le știu până acum. Asta eu am avut acces la dosare, nu sunt avocat, eu sunt un bied, om de rând. Ați prefera să investiți bani în semne de circulație decât să investiți o sumă mică, nu spun infimă, pentru fata mea? Bineînțeles, pentru binele lui. Bineînțeles. Are dosarul curat, a fost de bineînțeles. Adică asta e miza, domnule, nu dosarul lui. Că eu îți vreau binele, sunt tatăl tău, eu știu ce vorbesc. Nu așa e, binele îl învățați? Că totul se poate cumpăra cu bani? Că sentimentele nu au nicio valoare? Până la urmă contează ce? Interesul nostru, nu? Îl învăț să reușească în viață, că viața e dură. Așa se reușește. Așa în viață se reușește, da. Ascultă, domnule Niculescu, puște dumitare nu o să aibă niciodată fata mea. Niciodată nu o să aibă. Foarte bine. Poate în visele lui, am mai bine spus și eu mai spun. Dar ține minte de la mine, are caracterul dumitale și nu o să ajungă bine în viață. Adică ce caracter? Eu nu vreau răul. De ce mă caracterul dumitale? Pe care îl prezinți dumneata aici, acum. Efectiv, gândul dumitale este numai la bani, la bogăție, la lucruri materiale,
Aici se rezumă. Nu mi-e gândul la supraviețuire. Pentru că asta faci în societate. Acest om ești. Mm-hmm. Ești omul banului. Mm-hmm. Clar. Nu suntem, asta ești. Suntem oamenii. Dumneavoastră suntem oamenii. Haideți să lăsăm lucrurile acestea. Care vrem un copil realizat, da? Aha. Da. Și așa aveți realizat? L-ați realizat. Absolut. Absolut. Pe viața mea. Absolut. Folosindu-vă de toate tehnicurile așa, îl aveți realizat? Pentru copil, v-am spus, facem orice. Nu frumos, nu mai ne-am împingeți. Ajutat copilul. Stai la distanță. Dar tu cum poți trăi omule așa? Să ți se dicteze. Ți se dictează și ce culoare să aibă lenjeria intimă? I-a oferit tot până acum. Ți se dictează tot? Și... ai drumul așa trasat? Adică dacă te abați un pic, gata, e problemă? Se întorc ai tăi cu spatele? Se închide contul? Acolo e condiția? Hm? Și ce dacă ți-a oferit? Ce ți-a oferit? Ia zi. Adică stai puțin ca să înțeleg. N-ai voie să te căsătorești cu ea că nu le place lor. Am înțeles că tu practic nu vrei să faci dreptul, dar n-ai de ales că na, trebuie să mergi mai departe. Tu practic ai vrea să-ți asumi responsabilitatea faptei tale și să fii bărbat. Dar tatăl tău zice stai puțin, nu, hai să mințim, schimbăm aici, facem așa, tu ești basma curată. Până la urmă tu ce hotărăști? Hotărăști ce mănânci sau nici măcar asta n-ai voie să hotărăști? Stați liniștiți. Nu, no, o să hotărască ce spun eu, pentru că singur nu va realiza nimic în viață, tot cu suportul meu. Foarte bine. Păi ce să facă singur acum la 20 de ani? Ce viitor are? N-are facultate, n-are servici, n-are nimic. Trăiește pe spatele meu. Și e de cauza mea? Deocamdată trebuie să mă asculte pe mine. Când va fi pe picioarele lui, atunci va decide el pentru el. Deocamdată decid eu pentru el. Dumneavoastră puteți, sunteți omul legii. Dar nu omul legii ale vieții. Nu puteți schimba viața cum vreți dumneavoastră. Folosiți legile, dar atât. Viețile oamenilor nu veți schimba niciodată. A, că nu veți noastră să ajutați? Ăsta sunteți. Legile sunt interpretabile. Ăsta sunteți dumneavoastră. Și se pot schimba exact. Și sensul vieții oamenilor. Cumpărați orice. Stai liniștit. Cu bani se pot rezolva. Se pot rezolva mult. Dar bineînțeles. Vlad, tu asta vrei de la viața ta? Nu vreau asta, dar uite-te și tu la el. Uite ce mi-a făcut. Adică ce ți-am făcut? M-ați mințit. Tu, mamă, m-ai mințit. Care vorbeai întotdeauna cum trebuie să fiu un om drept. Cum trebuie să fiu un om care îmi asum responsabilitatea. Acum minți la fel ca tata. Mai tu nu înțelegi că îți vrem binele. Ce nu binele. Înțelegi? Binele meu. Ce nu înțelegi? Mai este o variantă. Una în care depun mărturie. În care mă duc și mi-asum fapta. Ăsta îl internăm la Bălamu, că nu se poate, a luat o razna de tot. Vă dau câteva variante, cum ați făcut și voi cu mine. Mai acum tu vă dau eu variante. Tu nu ne condiționezi. Cu cine vorbești tu, mă? Vorbești cu mine la modul ăsta? Da. Vedeți dumneavoastră, domnul nu tată. Nu se poate așa ceva. Domnul Niculescu, ce sunteți tată. Ce i-ați făcut, tată? Domnule, la nu puteți, să nu puteți să modificați mințile oamenilor, cum vreți dumneavoastră. Doar acolo, la legile acelea stupide. Stupide pe care le faceți dumneavoastră și la cei care acceptă compromisul cu multe zerouri. Ești conștient că un sfert din suma ce ai plătit-o pentru dosarul lui puteai să-mi dai mie să mă ajute cu ceva? Chiar să mă ajute cu ceva? Ești conștient? Nu ești. Tu știi cât mă costă pe mine, pe lângă faptul că la 20 de ani sunt în situația asta pe care tu nu o să înțelegi niciodată? Cât mă costă să dau la terapie? Eu nu știu ce să mă mai fac, nu știu cum să-i cer ajutorul și tu nu o să înțelegi niciodată ce zic eu aici. Tot pe mine mă vezi că trag de tine și că eu sunt vinovată, că eu sunt de tot rău. Ba mai mult, din cauza mea a făcut accidentul. Nu? Eu n-am zis asta, dar ați venit direct cu niște pretenții materiale. Pe drept? Păi, dar care drept? Pe stâng, pe drept? Lasă-mă cu asta, eu nu vă dau niciun ban. Pe de altă parte, dați-l în judecată pe cel care l-a lovit, că el a fost de vină. Și dacă într-adevăr vreți bani, cereți-l ăla. Eu n-am nicio legătură. Treaba voastră. Ai rezolvat problema. Păi da, bineînțeles, am rezolvat problema. Vlad, te mai întreb o dată. Cine a fost de vină pentru producerea accidentului? Cine a gonit ca nebunul cu mașina aia? Cine, Vlad? Eu am fost de vină pentru ce s-a întâmplat și mi-am asumat deja lucrul ăsta. Tatăl tău poate să o privească în ochi și să-i spună dă-l în judecată pe celălalt. Da, normal. Eu, în orice caz... Băi, băiatule, fii atent că eu o să-ți bag și ție mințile în cap, tu nu o să te căsătorești niciodată cu ea, nu vă primi niciun ban și eu am terminat în momentul ăsta. La revedere! Hai să mergem! E jalnic, omule. Marina, iartă-mă. Marina, iartă-mă.
Eu te iubesc, sincer, te iubesc, da. Vorbesc serios. Prea târziu. O să rezolv, o să rezolv, ascultă-mă, o să rezolv. Ascultă-mă, o să rezolv tot. Crede-mă, o să rezolv. Vreau să fiu cu tine, te rog, mai acordă-mi șansă, te rog, știi, știi că îmi pare rău. Nu ai un cuvânt de spus în fața tatălui tău? Nu, ce ai 20 de ani! Nu ești legat de mâini și de picioare! Ce vreți să fac, domnule, să-l bat? Mă, dar tu unde ai fost? Niciun caz tinere, dar până la urmă ești la vârsta la care poți hotărâ pentru tine. Nu adică să-ți dicteze un om ce să faci, mai ales când tu știi, când conștiința ta îți spune clar ce e bine și ce e rău. Așa ai făcut mereu. Zici că n-ai fost prezent la discuția. Că iubești pe femeia asta? Lasă-i pe ai tăi, frate, câți copii au? Doar pe tine, nu? Crezi că vor accepta situația asta cât? O lună, două, trei, vor veni în genunchi după tine. Au construit un imperiu pentru cine? Pentru ei? Că văd că mereu despre tine este vorba. Nu le mai face jocul. Ești bărbat, înțelege asta. Nu e bărbat, nu mai a fost mămăligă. Mama nu-i lângă mine. Eu sunt cum sunt. Părinții tăi spun ce spun. Unde se duce viața mea? Și am doar 20 de ani. Și dacă la 20 de ani se întâmplă toată chestia asta, Vlad, mai târziu ce o să fac? Hă? Marina, ascultă-mă, eu o să rezolv. O să rezolv chiar acum. Și tu o să fii cu mine. N-ai să vezi asta nici în visele tale. N-ai să vezi fata. O să fie cu tine. Nu mă interesează decât ca ea să mă ierte. Atât. Eu acum am să rezolv. Bazează-te pe cuvintele tale, atât. Rămâi cu ele. Spune-mi, te rog, de ce vrei sau ce te determină pe tine să te căsătorești cu această fată. Simplu. Așa. Simplu. O iubesc. Cu ce bani? Vlad. Cu ce bani? Iar cu ce bani? Gândește-te că ți-ai și pielea după tine. Tu n-ai bani, de unde să le dai? Noi nu le dăm, că mă gândesc că pot să fie niște scurăși. De unde știi? Dacă a făcut vreun blat cu doctorii de acolo, care piciorul nu știu cum, că mâna... Nu vă dați bătut. Dreptatea este de partea voastră, nu este de partea lor. Ei sunt cei care mint. Este vulnerabil, Adrian. E naiv, el crede orice. Voi ziceți că mai bine e să mă spăl pe mâini? Ne-am spălat pe mâini și cu asta basta. Oamenii bogați n-au nicio milă pentru cei săraci. Ce ne face asta, nu? Dar lasă, că își revină el. Nu știu, l-au incitat ăștia, familia lui Pește ăștia, nici cum îi cheamă. Să răntoci ăștia, vor bani, n-au scut ce pretenție. A venit cu televiziuni cu astea, adică ce Dumnezeu, chiar așa? Cât tupeu! Adrian, da. Sunt fără scrupule. Nu, vor să ne forțeze mâna, dar nu le dau niciun ban, niciun ban, nu văd nimic. Ne-am hotărât. Nici nu... Ia, zmeule, zi. Ai venit cam supărat, așa. Nu te-ai liniștit? Am venit să aud un răspuns de la voi. Ce răspuns? Am crezut că a stat aici un pic, v-a spus un pic minte așa la contribuție, a găsit soluții. Da. Soluția cea mai bună, da. Să termin relația asta definitiv cu fata asta, bagă-ți mințile în cap. Așa. Noi nu dăm niciun ban, absolut niciun ban. Să spun de ce. Tu poate nu îți dai seama acum. Te-au influențat pe tine, te-au pornit împotriva mea, sunt tatăl tău, da? Te-am crescut, ți-am oferit tot ce era mai bun pentru tine. Gândește-te că totul a făcut pentru binele tău. Înțelegi? Și te-au influențat să-mi vorbești așa, că tu, dar tu nu o să te căsătorești cu ea niciodată. Dar dacă tu mă iubeai pe mine, tu sau mama, îmi ziceați adevărul de la început. Ce să spun adevărul, să iei foca acum degeaba? Îmi bă, încerc să te ajut, mă, uite, numai asta e soluția și poate altfel purtam discuțiile. Nu să vină la poartă la mine să-i văd acolo în ultimul hal să-mi zică că ea n-a primit niciun ban. Domnule Ernest, eu am venit aici nu să cer pomană. Și nu o să fac niciodată lucrul ăsta. Fata mea are nevoie de kinetoterapie, recuperare care e de durată, un an, doi. Nu este vorba despre nicio pomană, este vorba despre dreptul ei. Este vorba despre dreptul ei, dar... Ați auzit ce a zis? Că
Că poți să-l dai în judecată pe cel care practic era nevinovat? Dar ăla pentru câți bani și-a asumat fapta? Mult mai mulți decât îmi trebuiesc mie. Eu știu că n-ați venit să cereți pomană. Vlad, nu, Adrian, lasă. Hai să lămurim lucrurile. Spune-mi, te rog, de ce vrei sau ce te determină pe tine să te căsătorești cu această fată. Simplu. Așa. Simplu. O iubesc. O iubești sau ți-e milă de ea? Ia gândește-te bine. Îmi e și milă de ea. Păi uite în ce stare am adus. Nu, spun eu, poate ți-e milă, dar de iubi nu cred că o iubești. Nu. Acum îți este milă de ea. Vrei să o ajuți? Ascultă-mă, te rog. Da. Te vei căsători cu ea. Bun. Ce vei face? O vei hrăni. Vei merge zilnic la fizioterapie, la recuperare. Vei plăti. Cu ce bani? Vlad, cu ce bani? Iar cu ce bani? Ascultă-mă! O vei spăla. Cine va fi lângă tine? Vei ieși cu ea unde? Unde? Tu o să-ți închizi viața lângă această ființă. De ce? Pentru cine am construit noi imperiul ăsta? Pentru tine. Ia mai gândește-te și la o altă ipoteză. Stau și eu și mă gândesc. Dacă a făcut vreun blat cu doctorii de acolo? Vezi, doamne, nu poate. Băiatule, tu știi câte cazuri am întâlnit eu? Am avut un proces cu o familie. Știi cum făceau? Doamne, care piciorul nu știu cum, că mâna. Ei mișcau bine, mersi, n-aveau nicio problemă. Blat cu doctorii au dat certificate, intrau și în comisii, mai băgau și cu handicap. Știi ce bani voiau? Gândește-te că ți-ai și pielea după tine. Tu n-ai bani, de unde să le dai? Tu crezi nu le dăm, că mă gândesc că pot să fie niște scroși, de unde știi? Nu o să se poate rezolva nimic, pentru că, precum ați văzut situația și cum s-au întâmplat lucrurile aici, nu o să am niciun sprijin din partea lor. Asta e situația. Omul cu bani. Aveam pe cineva, o soră în Germania, în care m-ar fi ajutat acolo, dar acea sumă nu mi-o pot permite toată viața. Este prea mult pentru mine. Tu crezi că toți sunt ca tine? Adică ce sunt eu, scurăc? Nu. Păi cum? Dar te gândești numai la bani, tu crezi că toți se gândesc gândesc numai la bani? Mă, băiatule, îți vreau bine, mă gândesc că vrea să-ți facă ție probleme, în sensul să te stoarcă de bani. Vlad, asta e lumea în care trăim. Realitatea asta e care o spune taică, tu să știi. Ai înțeles? Poți fi păcălit foarte ușor. Este vulnerabil, Adrian. E naiv, el crede orice. Voi ziceți că mai bine e să mă spăl pe mâini, să o las așa cum este? Deci tu n-ai înțeles. Lumea în care trăim este o lume parșivă. Da? A văzut că ai, băiatule. Și te va stoarce de bani, îți spun, câțiva ani și toată viața. Pentru ce? Și stai puțin. Dacă vrei, dai tu din banii tăi. Noi nu dăm niciun ban. Ce bani? Și tu ai bani? De unde îi dai bani? Gândește-te logic. Dar de unde știi că nu ești păcălit? Marina nu mi-a cerut niciodată nimic. Dar ea i-a oferit și a acceptat. Vlad, un an de zile a acceptat absolut orice. Mare munte, afară, cadou și tot felul de casă la dispoziție și tot felul de... Te rog frumos, de atenție. De ce te-ai căsut n-a luat atitudine? A, cum vine să ne ceară bani. De ce? Dacă nu eram familia Niculescu? Nu vă dați bătut. Oamenii aceștia vor să vă intimideze. Sunt aroganți, i-ați văzut? Da. Nici măcar nu i-ați auzit să spună că le pare rău. O susțineau aici sus și tare că contează doar fiul lor, nu? Nu lăsați lucrurile așa, vor să vă intimideze. Sunt conștienți de faptul că nu vă permiteți un avocat. Sunt conștienți de faptul că au făcut tot exercițiul ăsta de forță financiară ca să vă descurajeze. Nu vă lăsați descurajat.
Au mai fost alții în această situație? S-au mai mutat treceri de pietoni? S-au mai schimbat semnele de circulație? Dacă și dumneavoastră spuneți pas și altul în situația dumneavoastră spune pas, oamenii, ca ei, câștigă. Dreptatea este de partea voastră, nu este de partea lor. Ei sunt cei care mint. Ți-a zis vreodată taică-su, haide să vă dau bani, să vă duceți măcar să, la un restaurant sau să vină la voi, să faceți un grătar, ceva. S-a exprimat vreodată de acceptat sau ce zicea? Aia e băiatul de bogătaș. Nu-l accept, nu mă interesează de el. Eu n-am treabă cu taică-su. Păi, cum n-ai treabă dacă e taică-su și te întâlnești cu fisa? Cum n-ai treabă? Nu trebuie să te intereseze și aspectul ăsta? Nu, Vlad, trebuie să înțelegi că noi, așa cum nu suntem de acord cu această fată, nici ei nu sunt de acord cu tine, pentru că tu faci parte din altă clasă socială. Ai înțeles? Nici tu nu ești acceptat de taică-su. Și acum ce vreți? Să o lași în pace. Simplu, să-ți vezi de treaba ta. Decizia noastră asta e. Ne-am spălat pe mâini și cu asta basta. Vrei să fii alături de noi, să rămâi, să trăiești în aceleași condiții și să fii ca și până acum? Bine. Nu? E problema ta. Nu pot să lupt singur, pentru că până la urmă... Noi nu avem putere. Deci nu-mi permit. Deci nu-mi permit să plătesc avocați, nu-mi permit să... Nu știu, să fac lucruri pe care ei le fac așa, peste noapte. Știți ce vreau să spun? Eu am învățat un lucru. Oamenii bogați n-au nicio milă pentru cei săraci. Ce-ar mai fi de spus după o asemenea pledoarie? Că oamenii foarte bogați pot fi aroganți și lipsiți de scrupule, se știe. Har Domnului, avem multe exemple în acest sens. Nu atitudinea soților Niculescu este una ieșită din comun. Ne-am fi așteptat ca ei să se comporte așa. Șocantă este resemnarea domnului Petre. Conștient fiind că are dreptate, acceptă ideea că cel bogat va ieși câștigător în fața lui. Este o atitudine profund greșită și ține de fiecare dintre noi să luptăm, să ne facem vocea auzită, să mergem până în pânzele albe, dacă este cazul, atunci când știm că legea și dreptatea sunt de partea noastră. Vă dau întâlnire data viitoare, de la aceeași oră, când vom fi din nou în căutarea adevărului. Hai, Vinocua. Trebuie să te liniștești. O să fac. Mai e puțin. Bine. Mai e puțin și gata, scăpăm de coșmar. Și el parcă acolo e un străin în casă, vine, se așează pe canapea, dă drumul la televizor, încerc să vorbesc cu el, parcă nu mai aude, parcă e autist, așa, pe bune. Aș vrea să știți că eu și Florina, fiina noastră, ne-am îndrăgostit. Tu vezi ce influență ai asupra copiilor? Nu, mamă, tu ai o influență proastă asupra noastră, fiindcă țipi în fiecare dimineață, nu te saturi odată. Eu l-am sunat pe Ciprian! O să vin atât de repede și să vedem ce pățești tu atunci! Să vedem cum îți mai permis tu iubire și îndrăgosteală la mine în casă! Era așa dor de tine. Las, că l-o facem lor. Nu v-ar fi rușine. Mă, dacă n-aș avea copiii ăia, tu știi cum te-aș mutila acum, te-aș duce să nu te mai recunoască nici maică-ta acasă.